Luna. Hai. Ce frumos e cu felinarul ăla. Vezi? Cu lumină. Așa stai la tine acasă. E ora 10 fără 8 minute. Dar la majoritatea caselor nu vedeți nicio lumină aprinsă. Și asta pentru unul din două motive. Prima dată am mâncat în excursia asta, așa ceva. La un hotel poți să negociezi prețul mai mult decât dacă vii la amiază. Am ajuns și la cazare în Rougemont, în Elveția, camera noastră. Așa arată. Cu dulap. Foarte spațios aici. Safe, care nu ne trebuie. Nu, suntem noi. Frigider. Aici. Măsuță un mic antreu și asta, iată, este camera propriu-zisă. Două paturi mari, pat dublu cum ar fi, dar sunt două paturi mari, plus încă unul simplu aici. View acolo. Doamna din dotare. Aici, la televizor, view pe geamul ăsta și pe acesta de aici. Ăsta e view-ul nostru. Da. Deci dacă veniți în Rougemont, plătiți pe o cameră ca asta 235 de euro cu mic dejun inclus. Dacă veniți seara și sunt camere libere, mai puteți negocia ceva la preț, probabil. Da, deci, ăsta e hotelul cu view, parcă e dintr-o poveste. Iată ce frumos casa asta cu sursă de lemn pe ea. 1657 sau 57. Ia uite. Dar nu știu pe unde vin. S-aud clopotele vacilor. Nu știu pe unde. Uite de frumos. Wow. Miroase a soc. Mamă, mamă. L-am văzut pe ăla. Doi. Vai de mine cât de frumos miroase. Iată, soc. Asemănă apoi că vacile sunt prea sus.
frumos. Mamă, ce frumos miroase. Da, Meno. Ce drăguț. Mi se pare că am picat așa într-un baz. Gen, mi-a dat cineva un fâșu, eu cu bază. Deci n-am apucat să... Case frumoase. Tipice popoarelor germanice. Ceea ce înseamnă Germania, Austria, Elveția, în special acestea trei. Iubitorii de flori. Mă tot minte cosmosurile astea mari. Eu am acasă niște gândinici. Mușcate. Atârnate de casă și pe la balcoane, iată și pe lateral. Din nou. Un speech specific. Iată. Frumos aceste picturi medievale. Superb. Administrația comunală. Cu clopotul. Da, iată. Comun de Hujmon. Oficiul turismului. Cu simbolul Elveției. Clopotul la intrare. Foarte, foarte frumos. Iată, se construiește. Se construiește din lemn, oameni buni. Iată cu... Se construiește din lemn. Uite, pal. Ăstea de lemn și încă o fațetă aici. Ai izolație termică. Izolează în munți. Adică... Na. Vai, cât de frumos aici. Pe acolo scrie câte ceva în, nu știu ce, o franceză veche, da, soit du seigneur, benie pour, da, franceză veche. Luna. Ce frumos e cu felinarul ăla, vezi, cu lumină. Așa să ai la tine acasă, cu de la solar. Știi că sunt modelul ăla. Și să fie aprins. Uite, garajul frumos sub casă, în piatră. Superb. Se face și paragliding. Da. E superb. Aha. Floare de colț. Da, frate. Uite, așa avem și noi acasă. La fel de mare. Opus. Iată, casă din 1661. Deci are 350 de ani. Nu asta, ci asta. Scrie acolo sus. Foarte frumos. Trandafirii ăștia, uite, iar trandafiria. Vai de mine, cât de frumoși sunt. Uite, mici colțișoare. Oameni buni. Puse câteva flori, ăștia nu sunt flori pretențioase. Sunt flori ei la pachet, la 1,50 lei semințe de astea. Uite, și ai 3 metri pătrați, mai mult de 3 metri pătrați, 4 metri pătrați de frumos făcut aici. Dai
5 lei pe 4 plicuri de astea, la 1,20 lei plicul, și iei 4 feluri de flori și le amesteci aici, faci ceva oriunde, într-un coltișor pe care l-ai liber. Decât să crească buruieni, și dacă pui flori și le îmbini cum trebuie, nu o să mai treabă nici să jumulești iarba, pentru că o să năbușe orice altceva. Iată din nou hotelul nostru, mă rog, al nostru. Hotelul care s-a milit și de noi. Hai să facem o mică plimbărică de seară pe aici, pentru că pentru asta am ieșit. Iată aici o intersecție, cât de frumoasă e. Două căprioare și izvoare de apă și ghiveci de flori. Foarte frumos, foarte frumos. Nu e mare lucru de investit pentru orice administrație publică, locală, comunală, un monument micuț și drăguț să ai, reprezentativ cumva pentru comună, pentru localitate. Dar trebuie numai să vrei. Acesta e hotelul unde am stat noi. Hotelul comunal, nu știu cum s-ar traduce, dar iată, frumos să nu fie rece de la scaune, să nu fie rece la scaune, blăniță de oaie, de miel. Iată o căsuță, aici închideți pentru paragliding, uite cât de frumoase. Asta cât de frumos lucrat detalia. Casa portugheză sau Casa Portugaliei. Știți ce e interesant? Că și în localitatea dinaintea acesteia, Chateau d'Eau, erau foarte mulți brazilieni. Și steagul Braziliei și localnici, am auzit câțiva, chiar unul mi-a spus că e brazilian și vorbește portugheză. Și aici, Casa Portugaliei. Recepționerul nostru arăta brazilian, că era mai pielea mai închisă la culoare, vorbea engleză foarte bine, fără probleme, dar e clar că nu e nativ elvețian. Da, deci foarte mulți portughezi, brazilieni aici în Elveția. Vedeți? Noi am fost la nivelul de a visa acum 30 de ani și începe să plecăm în Italia și Spania. Apoi, bine, întâi s-a mers în Germania, până când românii noștri au fost dați afară din Germania toți și foarte greu să mai ajung să mai poate cineva lucra în Germania. Apoi s-a mers în Italia, Spania, mai târziu s-a deschis și Franța, mai târziu și Marea Britanie. Acum, pentru nomazii digitali și pentru alți câțiva care fac așa, sunt mai avangardiști, se gândesc la Portugalia. Nu pentru muncă. Sunt și români care au mers în Portugalia la muncă de mulți ani. Dar se gândesc la Portugalia pentru a locui acolo. Pentru că e clima blândă, oamenii prietenoși,
sistemul fiscal foarte prietenos, de asemenea civilizație, totul destul de convenabil. Și portughezii, la rândul lor, iată o grămadă, veniți în Elveția. Noi nu visăm la Elveția, adică, na, că vine cineva prin căsătorie sau cine știe cum își deschide vreo afacere, sunt excepții. Dar la nivel așa masiv, noi nu visăm la Elveția. Așa se întâmpla și când românii mergeau în Italia la muncă, italienii mergeau în Germania și în Statele Unite. Acum, nu știu, când o să ajungem noi să venim și spre Elveția mai mult. Un s-o duce elvețienii. Cred că mai departe de Elveția, nu știu, numai să încerce ceva, locații extreme, care, nu știu, ceva exotic, nu neapărat din punct de vedere financiar sau al culturii sau de educație sau ceva de genul ăsta, ci, nu știu, să se sature de frumos și de aer curat și de, nu știu, de peisajele acestea și să vrea ceva exotic, să ducă în Thailanda, în Vietnam, nu știu, să mute în China. China e pe val acum. Nu știu, dacă ori mai veni și vremuri de genul ăla. Pompierii. Service du feu. Da. Păi seara așa e. În Elveția, pentru cine nu știe, nu știu dacă am mai povestit, oamenii, bine, nu o să povestesc experiența noastră personală, o să vorbesc la mod general. Deși, nu e un secret cum am văzut noi lucrul ăsta acum câțiva ani, dar după cum se vede din ce am filmat pe la case, rar spre deloc vreo lumină aprinsă. Iată, acolo e ceva aprins. Încă e lumină afară. Da? E ora 10 fără 8 minute. Dar la majoritatea caselor nu vedeți nicio lumină aprinsă. Și asta pentru unul din două motive. 1. Cei mai mulți dorm. Iată și acolo luminiță undeva. Sau foarte mulți dorm la ora asta. Se culcă de vreme elvețienii. 2. Își trag obloanele, își trag draperii groase. Să nu se vadă că trăiește cineva pe acolo. Iată, o luminiță așa ca de veghe, într-un colț, o veioză. Deci oamenii, iată, obloane trase. Nici nu știu dacă locuiește cineva aici. Arată totul foarte bine îngrijit, da. Habar n-ai. Deci casele sunt în general intrate în adormire, ca să vorbim în limbaj masonic. Tei. Libertate și patrie. Buticul podului lui Petru. Un butic cu handmade-uri. Nu știu aici cât se mai pune preț pe așa ceva. Pe la noi nu prea mai e cazul. Maison du Portugal. Ați văzut? Mai e câte un tânăr care uitea să tragă obloanele. Wow! Iată câta clădire de mare. O lumină nu e aprinsă pe nicăieri. Decât aici în față, sta prins în exterior frumos. Imaginați-vă cum arată o localitate de asta. Asta e clasică elvețiană. E clasică. Un sat, o comună, nu știu, un sat, cred.
Deci, clasic. Gândiți-vă cum arată o localitate de genul ăsta iarna, cu zăpada mare pe toate părțile. Wow! Trebuie să fie de vis. Iată. Ce frumos! Da. Acum să vă mai arăt. Aici recepția. Și iată cât de frumos este salonul hotelului. Jos de sus e restaurantul unde să mergem dimineața să luăm micul dejun. Dar uite cât de select, cât de frumos este aici înăuntru. Superb. Postej întins, foarte fain, totul din lemn, da. Nu e degeaba prețul care este, zic eu. Și aici avem micul dejun, bună dimineața. Iaurt, suc, cereale, aici diverse dulcețuri, ciocolată, pâine superbă, pâinea asta, și asta aici, i-am luat niște monderașe și dulceață de piersici, de caise, pardon, niște iaurt cu cereale. Prima dată am mâncat în excursia asta, așa ceva, în Toscana, și am prins gustul extraordinar de bun. Noi eram învățați cu cerealele cu lapte sau eventual cu apă caldă, dacă nu voi cu lapte, cu suc, pentru cine vrea să pună cu suc, who knows. Dar cu iaurt e altceva. Și aici avem un ceai. Și aici avem două fetițe care mănâncă. Iată, pus pe butoaie. Cașcaval. Și cașcavalul. Hai că o să încerc și eu cașcavalul. Da. Suc proaspăt de portocale. Și portocale proaspete dinainte de suc. Nu e chiar fresh, dar e bun. E bun. Și asta e întregul local. Mare de altfel. La stradă. Frumos. Bună dimineața! Din nou de aici, din... Iată ce frumos! Florile la balcon. Bună dimineața de aici, din frumoasa, cum să zicem, localitate Rougemont. O zi frumoasă pentru Elveția. Soare. Nu e cald deocamdată. Bine, pe de o parte ești și la munte, pe de altă parte e și abia 11 dimineața, abia pentru căldură, nu pentru noi. Noi ne-am trezit de ceva vreme. Uitați cât de frumos! Îmi cer scuze că obturez eu frumoasă imagine. Mi-e lene să... Hai să schimb camera. Cât de frumos! Le chamois. Ok. O frumoasă zi din cursul săptămânii. Zi de lucru.
Cu toate acestea, localitatea este liniștită. Destul de liniștită. Așa. O, ce frumos. 2015, și pe garaj au scris anul. Iar clopot. Acolo. Uite, magazinuț micuț. Frumos de unde-ți faci cumpărăturile. Peisaj specific. Uite-te, știi ce simple. Nu știu ce... Muscate, margarita picane de alea galbene. Foarte frumos. Hai să vedem trei. Ia uite. Ia să vedem. Gata. Se deschide bariera și lumea trece. Ne-am uitat aseară pe internet la prețurile la hotelul unde am stat noi aseară, până acum. Și prețul era de 369 de franci elvețieni pe noapte. Mergem la biserică, da? Nu voiam să merg până la biserică, până aici. Mai ales că e sensul giratoriu, e greu să ajungem acolo. Hai că avem mult de mers azi, 100 saturi de mers. Da, deci 369 de franci elvețieni pe noapte, hotelul unde stăm noi. Ceea ce înseamnă mai mulți euro. Pentru că la cursul de aici, francul este evaluat mai sus decât euro. De 50 de euro au însemnat 45 de franci când am cumpărat vinieta. Nu, pardon. 45 de euro au însemnat 40 de franci. Deci 40 de franci, gata, costă vinieta pe an. În Elveția, nu există pe săptămână, pe lună, 40 de franci. Și am plătit 45 de euro echivalent. Și deci 369 de euro pe noapte unde am stat. Eu când am fost și am întrebat mi-a oferit camera cu 235 de euro. Era seara târziu, era 9 seara și avea câteva camere libere. 235 de euro, eu am spus că e peste bugetul nostru și am negociat, cum am spus, dacă vii târziu, așa se întâmplă, e și riscul să nu găsești locuri, dacă nu faci rezervări dinainte, dar pe de altă parte, dacă vii mai târziu și găsești locuri libere la un hotel, poți să negociezi prețul mai mult decât dacă vii la amiază, pentru că oamenii își țin locurile în ideea că poate până seara se rezervă și obțin prețul pe care îl vor ei, adică acela pe care îl cer. Dacă vii târziu seara, omul se gândește de la 9 seara încolo, puține șanse să mai vină cineva, mai ales dacă ai mai multe camere libere, să mai obțin prețul. Așa că am două variante, ori las la preț, ori rămân cu camera nevalorificată pentru o noapte. Adică, na, niște bani pierduți în condițiile în care vine cineva și e interesat. Iată ce frumos. Clopotele. Asta e un grânar vechi. Wow, acum văd ușile vechi. Sau ceva de genul ăsta, nu știu. Așa. Așa că noi, fiind aseară târziu,
Am negociat la preț și, atenție, am reușit să obținem camera cu mic dejun inclus la fabuloasa sumă de 100 de euro. De la 235 și de la 369, cât era dacă o rezervam pe internet. Da. De aceea vă spuneam de aseară că dacă veniți târziu, probabil puteți să ne mai negociați. Probabil pentru că nu știu dacă toată lumea ar fi dispusă să negocieze. Mulți poate țin la statut. Iată, uite tati, ia uite. La prestigiul hotelului și nu preferă să-l lase așa nevalorificat decât să-ți facă reducere de preț. Dar în alte părți, cum a fost și situația noastră, providența a făcut, clar, fără dubii, pentru că dacă nu găseam aici, noi plecasem spre o localitate la niște kilometri mai în față, era târziu, ajungeam pe întuneric, deja acolo. Aici, în Elveția, oamenii se culcă de vreme, adică și hotelurile au încercat câteva și era închis la recepție. Adică cine și-a rezervat până la ora aia și-a rezervat, cine nu, nu se mai putea. Nu stă recepția deschisă toată noaptea, la unele. La hotelul nostru, da. Așa că era mai greu să găsești și recepția stă la hoteluri mai mari, acolo și prețurile sunt mai mari. Dar, cum am spus, uite, Ubi, de asta era în lanul. Asta e în albă sălbatică. Nu știu ce. De asta era în lanul ăla, la Provence. Da. Deci, oameni buni, veniți în Elveția, pregătiți și pentru frumusețe de genul acesta, pentru experiențe extraordinare, dar în același timp așteptați-vă și la costuri mai mari decât în restul Europei. Bine, mai găsiți țările nordice, tot cu prețuri similare, poate mai mari chiar. Însă, aici, pentru natură veniți în mod special. Bine, poate unii dintre voi vin și pentru altfel de experiențe, dar cele mai sănătoase acestea sunt. Te bucuri de natură. Cam atât. În stânga aici avem chiar lângă noi. Am aflat aseară, am trecut prin fața lui. Chiar acolo. Acolo unde se vede parcarea asta, în dreapta, e un muzeu. Iată câte trasee se fac de aici. 8, 12, 15, 16 trasee. Da. Da. Noi nu avem timp acum, am fi vizitat și muzeul, dar mai avem multe de făcut. Se anunță iar o zi lungă și plină. Și rece. Și rece, da?